Pandurii Târgu Jiu e aproape istorie în Liga 1 din cauza eșecurilor pe care le încasează de la etapă la etapă. Asociații echipei au făcut însă o achiziție importantă. L-au convins pe Eugen Pârvulescu să revină la Târgu Jiu după o pauză de aproape 2 ani. Sigur, încercăm să vedem ce putem face în minutul 90, să încercăm să salvăm echipa. Dar bineînțeles că nu o salvez eu, toți jucătorii salvează echipa. N-am venit, chiar am venit singur, n-am venit nici cu Messi, nici cu Piqué, pentru că nu putem să-i aducem la Târgu Jiu. Șansele sunt extrem de mici, recunoaște și Pârvulescu. Realist, știți și dumneavoastră, șansele sunt foarte, foarte mici, mai ales după rezultatul de aseară. Ne convenea poate un joc egal. Șansele sunt mici, dar sunt șanse, atâta timp cât matematic sunt șanse. Eu am văzut, am urmărit toate jocurile echipei. Cred că acești băieți pot, împreună cu Flavius, cu noi, toți cei care sperăm să fim lângă echipă, să încercăm, cel puțin, să scoatem această echipă din nou. Dacă nu, să vedem planul B. O să discut cu oficialii și acest aspect. Planul B care să aducă fotbalul gorjean cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc. Eugen Pârvulescu s-a ferit să ofere prea multe informații despre planul B la care se gândesc asociații echipei. Cu toate acestea, recent revenit la Târgu Jiu, Pârvulescu speră să răsară soarele și pe strada Pandurilor. Ce v-a determinat să vă întoarceți la Panduri într-o situație deloc roz? Știu. Știu că situația nu e roz, dar mie clubul Pandurii mi-a dat foarte multe. Au foarte multe satisfacții. Mi-a oferit, în primul rând, funcția de președinte pentru la Liga 1. Și sunt dator în orice moment să mă întorc acasă la Târgu Jiu. Pe ce funcție veți veni? Nu mă interesează funcția, probabil o funcție executivă. Pârvulescu se va ocupa de transferuri, antrenori și toate aspectele de ordin sportiv de la club.